Medicii veterinari din Olt au efectuat de la începutul lunii aproape 850 de examene trihineloscopice, 732 dintre ele fiind la porcii domestici sacrificați în gospodăriile populației. Restul la efectivele de porci mistreți împușcați pe fondurile de vânătoare. Două din cele 115 probe prelevate de la mistreții împușcați în timpul partidelor de vânătoare au fost declarate pozitive. Animalele infestate cu parazitul Trichinella spiralis au provenit de pe fondurile de vânătoare numărul 5 Verguleasa și numărul 3 Spineni. Carcasele provenite de la animale au fost duse la o unitate de incinerare. La mistreții împușcați la partidele de vânătoare se efectuează concomitent cu analizele pentru trichinela și cele pentru pesta porcină clasică și pesta porcină africană. În ultima săptămână, după confirmarea celor două cazuri de pestă porcină africană, nu au mai fost semnalate cazuri de cadavre de mistreți sau animale bolnave.